O avarie raja a provocat întreruperea agentului termic în mai multe zone din Constanța. Regia de termoficare anunță că situația va persista atâta timp cât va fi oprită apa rece. Potrivit unui anunț făcut de Raja, în cursul zilei de azi a fost înregistrată o avarie pe rețeaua care alimentează cu apă rece punctele termice număr 169, 174, 175, 176, 178. La rândul lor, reprezentanții Radet anunță că în lipsa apei reci au fost oprite instalațiile care asigură distribuția energiei termice în perimetrul format din străzile Soveja, de la Vrancea, Baba Novac și Trandafirului. Totodată, Radet anunță că nu se pot asigura consumatorilor serviciile de termoficare până la remedierea avariei Raja. Pentru relații suplimentare, abonații pot apela numărul de telefon 0241 664 444 de la dispecerat Raja S.A.